Bună seara, dragi telespectatori, la o nouă ediție de CoolArt. Este prima ediție pe anul 2019 și echipa CoolArt vă spune la mulți ani și să vi se îndeplinească toate dorințele. Ediția de anul acesta am dedicat-o literaturii ucrainiene din România și ne-am gândit să stăm de vorbă cu două personalități importante ale acestei literaturi. Primul invitat este părintele Corneliu Irod, iar cel de-al doilea este o personalitate recunoscută atât de Uniunea Scriitorilor din Ucraina, cât și de Uniunea Scriitorilor din România. Este vorba de Mihai Hafia Traista, scriitor, dramaturg și poet. Acestea fiind spuse, pornim la drum. Bună seara, dragi telespectatori! Noul an 2019 a venit, iar noi ne-am gândit așa, ca început de an, să vă facem un cadou pe care eu, unul sincer, mi l-am dorit de foarte mult timp și iată că, fiind și norocos, se și întâmplă. În această seară vă propun să stăm de vorbă despre literatură, dar nu despre orice fel de literatură. O să vedeți despre ce este vorba. Înainte de toate trebuie să-i spun bună seara, la mulți ani și bine ați venit, părinte. Mulțumesc și dumneavoastră la fel. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați acceptat să stăm de vorbă acum la început de an. E un început de an pentru fiecare, un început frumos. Și am o singură întrebare. Cine sunteți, ce faceți și de unde veniți? Ar trebui să încep de foarte departe. Vă rog. De obârșie sunt bucovinean, stabilit în București în 1955, nu vă speriați de distanța în timp. Adică atunci când am venit în București, am intrat la Facultatea de Filologie, pe care am terminat-o în 1960 și spre surprinderea mea și, bineînțeles, spre marea mea bucurie, împreună cu încă un coleg care, din păcate, nu mai este, a plecat dintre noi, Eugen Mihaiciuc, ne-am pomenit, deși nu eram niciunul dintre noi șef de promoție, repartizați la editura Ministerului Învățământului, adică la editura didactică și pedagogică, cum se numea atunci, iar Ministerul se numea Ministerul Învățământului și Culturii. Abia peste 3 ani se vor despărți învățământul de cultură, unde am lucrat împreună timp de 6 ani. Apoi ne-am despărțit. Eu am plecat în Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, iar Eugen s-a mutat la alte câteva publicații, la Lumea un timp, unde a fost secretar de redacție, și apoi la o foarte prestigioasă publicație, Manuscriptum, la care a lucrat, editată de Muzeul Literaturii Române, și unde Eugen a lucrat până la pensionare și s-a prăpădit, din păcate, de mult, în 2000 sau 2001, nici nu mai țin bine minte, deși am și slujit la înmormântarea lui. Un lucru dureros și neplăcut, de regulă, la rude și la prieteni, preoții nu slujesc. Da. Nu că ar fi interzis, dar datorită încărcăturii emoționale. Încărcăturii emoționale, nu poți să faci acest lucru. Da, ce să vă mai spun în continuare? Cum ați ajuns de la filologie? La teologie. La teologie. Da, e un lucru ciudat. Am fost inspector în Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă până în 72. O coincidență ciudate la un moment dat. Locuiam pe o stradă destul de apropiată de aici. Acum mai zice Iani Buzoianu, atunci îi spunea Pomenirii. Și mă duceam într-o zi să fac cumpărături la Piața Matache, Măcelaru. În fața mea un bătrânel, căruia am cerut voie să trec spre covorâre. Și el zice, poftim, părinte. Zic, dar nu sunt preot. Dar calcea preot, mi-a zis el. M-a surprins observația bătrânului. N-aveam nicio intenție atunci să urmez teologia, deși mama mea și-ar fi dorit foarte mult. Și eu am fost un om credincios, nu un habotnic, dar un om credincios. Dar niciodată nu mi-am pus această problemă din cauza vremurilor pe care le trăiam atunci. Întâmplarea însă face că
cu un an înainte de a lua această hotărâre, de a urma teologia, m-am pomenit cu un nou șef la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, de unde până atunci a fost Pompiliu Macovei, profesor universitar, un foarte cunoscut arhitect. Ne-am pomenit cu Dumitru Popescu, zis Dumnezeu, care rămăsese și secretar al Comitetului Central al Partidului și conducător al propagandei Partidului în acea perioadă și care a introdus o disciplină. Disciplină care până la urmă s-a dovedit a fi cu totul altceva decât o disciplină. Exact. A schimbat și profilul instituției și denumirea până la urmă, că din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a devenit Consiliul Culturii și Educației Socialiste, organism de partid și de stat. Și bineînțeles că cei care nu erau membri de partid nu erau foarte bine văzuți și agreați. Da. Și m-aș întrebat odată, dar pe dumneata cum te-am făcut inspector dacă nu ești membru de partid? Păi zic că sunt două lucruri care explică acest lucru. Mai întâi m-ați găsit inspector și nu... Mă rog, sigur că da. Și în al doilea rând sunt utecist. Zic și fiind cadru de conducere, am dreptul să fiu un UTC până la 35 de ani. Da, să-ți faci dosarul pentru intrare. Da, zic, o să mi-l pregătesc. Și așa a rămas. Ăsta a fost cumva începutul sfârșitului carierei mele de inspector în cultură, pentru că, la un moment dat, m-a pus să organizez un institut de cercetare și documentare în cultură cu nici mai mult, nici mai puțin, 32 de publicații, cu 32 de redacții. M-am documentat în multe părți să văd cum poate să arate un astfel de institut. Academicianul Avramescu conducea Institutul de Documentare al Academiei și m-am dus la el și zic, domnule academician, spuneți-mi și mie, că 32 de publicații? Păi zice, dacă institutul meu are 450 de, înseamnă că trebuie să ai cel puțin 1000 de salariați. Și, în sfârșit, știind politica vremii, să nu se facă risipă, așa, am făcut în așa fel încât să fie 500 de salariați de la portar la director. Cu 32 de publicații, cu diverse specialități în cultură, bineînțeles. Și mă duc și apăruse un termen nou, organigrama, și mă duc cu această organigramă la domnul Dumitru Popescu Dumnezeu. Avea o șefă de cabinet pe care o chema Gulie și noi o alintam Guliuță. Era o femeie cum se cade și eu îi dau telefon, Guliuță, zic, este șeful acolo? Uite, e gata organigrama. Da, zice, poftim, vă așteaptă. Mă duc și îi spun, poftim. Ce? 500 de... Da, zic, de la portar la director. Ce vorbești? Apasă pe buton, vine Gulie, da. Ia, domn, HCM-ul care l-a semnat zilele trecute, tovarășul Maurer. Ia uite, zice, 50 de la portar la director. Cine merge acum la tovarășul prim-ministru să spună tăiați un zero, că noi am fost tâmpiți și n-am știut că... Păi zic, cine a fost cu ăsta, merge și cu ăsta la altul. Adică el probabil, că chiar că eu 3 luni de zile am lucrat la această, așa zis... Până la urmă este vorba de o muncă asiduă, adică da, te poți să-ți faci așa, documentare da, și da, la această organigramă. Gata, nu te supăra, în cât timp îmi faci, că nu, HCM-ul e HCM, nu se mai poate. 50 de la portar la director, cum zici dumneata. Zic, mâine vă duc eu, m-am enervat, mâine. Bine, hai, du-te și când e gata, vii pe la mine. Avea Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă un om nemaipomenit, era director financiar, unul Zaharia, un tip nemaipomenit. Mă duc la el, Cone Zahariu, dă-mi o mână de ajutor. Uite, îi spun în 2-3 vorbe ce s-a întâmplat, vreau, m-am gândit, omul și redacția, deci numai redactorul șef. Da. Dar îmi trebuie nu 500 de angajați, ci 1500 de colaboratori externi. Pentru că dacă un angajat
eu pot să-l oblig să-mi facă o lucrare, un colaborator zice, n-am avut timp, domnule, sau n-am scris articolul și așa. Zic, fă-mi exact cât fond nescriptic îmi trebuie. Și zic, uite, mobilizează contabilitatea, care era în subordinea lui, spune-i doamnei patron, așa se numea contabila șefă, să țină toate cucoanele acolo și în două zile vreau calculul pentru 1500 de colaboratori externi. Îmi dă conul Zaharia, cum îl alintam noi, și mă duc la... La domnul director. Ei, vezi că se poate, zice Popescu. Păi se poate, zic, dar uitați-vă ce scrie. Ce scrie acolo? Păi zic, fond nescriptic, adică bani lichizi pentru plata colaboratorilor externi, 72 de milioane sau 170, o sumă imensă. Păi ce, o dai dumneata din buzunar? M-a lăsat mască. Și să te gândești că am să te numesc director acolo. Zic, nu, că știu ce am organizat, nu. O mică paranteză apropo de televiziune, a venit Sanda Țăranu la mine, că n-aș putea eu să angajez pe cineva, că îmi luasem deasupra restaurantului Cina, două, trei încăperi, pentru că s-au dat anunț la România Liberă și mai nu știu pentru pe unde. Angajări. Pentru angajări, da. Și veneau sute de oameni pe capul meu, unii amăriți care n-aveau ce căuta acolo și în sfârșit a venit Sanda Țăranu cu o protejată de ei. Și imediat după acest lucru am hotărât să părăsesc Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unde am avut și amintiri frumoase și activități frumoase, așa. Întâmplarea face ca, deși îmi doream acest lucru, mă și gândeam că eu teologia trebuie să fie un profil asemănat cu, asemănător cu filologia, adică tot un profil umanist. Zic, o să am posibilitatea să echivalez câteva examene. Eu atunci recunosc cu rușine acum, în afară de tatăl nostru, nu știam nimic. Și sigur, îngerașul meu din, cele știam din, din, din copilărie. Așa. Și uitasem și crezul, pentru că până în clasa a patra am făcut religie la școală și preotul de la noi din sat, părintele Totoiescu, care avea vârsta pe care o am eu acum, ne punea pe rând să spunem crezul la, la biserică. Și odată el era graseiat. Și odată când mi-a venit mie rândul, un coleg de clasă, Gheorghiță Ciobanu, a venit cu un păr de cal și în timp ce eu ziceam crezul așa, m-a gândilat în ureche și eu, și părintele din altar cu cârja m-a luat de gât și m-a tras în altar și după Sfânta Masă m-a alergat cu bastonul, mă, te-a știut crezul, tu nu știi crezul. Mama fiind colegă cu el, mama era învățătoare, da. Așa, dar sigur, mult mai tânără și în felul acesta... Ei, revin. Deci eu, în afară de tatăl nostru, nu știam nimic când am hotărât să... Să intrați la teologie. Da. Și m-am dus la teologie să văd cam ce materii se cer la admitere. Când am văzut, m-am îngrozit. Pe scurt. Vă înșir câteva. Latină, greacă, muzică psaltică, eu nu știam muzică liniară, da, muzică psaltică, dogmatică, istoria Bisericii Românești, istoria Bisericii Universale, limbă și literatură română și o limbă străină. Și în afară de o limbă străină și limba română, restul tufă de Veneția, cum se zice. Un an de zile am pregătit admiterea, un an de zile, și m-am gândit cum să fac. Și m-am dus la portarul facultății, era Institutul Teologic de Grad Universitar București, așa se numea. Mă duc la... uitasem să vă spun că m-am adresat Patriarhului, atunci dispoziția, mai întâi, studiile teologice, toate, de toate gradele, nu aparțineau de Ministerul Învățământului, direct de Patriarhie. Așa, și dispoziția era ca la București să fie primiți numai absolvenți de seminar, iar la cei cu absolvenții de liceu, la Sibiu.
Iar eu m-am adresat patriarhului și în care am spus că întrucât sunt din București, locuiesc aici, sunt însurat, nu știu ce, nu pot să mă duc la... Și să-mi aprobe să... Să intrați aici. Să dau aici. Și mi-a aprobat patriarhul, mi-a aprobat mai mult, după ce mi-a aprobat și după ce am intrat, am cerut să-mi permită să fac 2 ani într-un an. N-aș fi rezistat 4 ani financiar și, da, da, da. Și de frică dacă se afla, dacă afla Dumitru Popescu, i-ar fi dat patriarhului telefon și ar fi spus, vezi că ai întâmpit acolo, dă repede afară. Așa. Ei, și v-a aprobat și 2 ani într-un an. M-a aprobat, dar după aceea. Și m-am gândit cum să pregătesc eu aceste obiecte pe care nu le știu. Pentru că în liceu n-am făcut, apoi mai târziu s-a introdus latina, iar greaca nu s-a nici reintrodus măcar. Nici până azi, așa. Și m-am dus și zic că am să caut un student din anul întâi care a dat de curând admiterea și să-l rog să mă mediteze. Să vă ajute să vă învățați. Și l-am găsit, un băiat extraordinar, finul meu, că l-am cununat pe urmă și am botezat și cei 2 copii. Da. Și l-am găsit, l-am întrebat pe portar, dom'le, care este? Păi zice, e un băiat de serviciu aici, care să-l întrebăm pe el. Și a venit exact Ștefan Stan, N. Ștefan, și i-am spus că aș vrea să... Da, sigur că da. Și un an de zile am făcut pregătire, am intrat la teologie, după ce am intrat, mi-e rușine să vă spun, am intrat primul, comedie ciudată, 9 și 14, dacă era 9 și 15, 9 și 20... Dar, era altceva. Dar cum să faci să-ți iasă 9 și 14, nu știu. Am dedus eu după aceea că probabil aceeași lucrare a fost notată de mai mulți profesori. Da, da, da. Și făcută medie. Și s-a făcut medie și atunci și ieșit. Tot așa, da. Ei, am intrat, pe urmă patriarhul mi-a aprobat, Iustinian, să dau 2 ani într-un an. Am terminat, am avut o faimă deosebită în teologie, eram mai bătrân decât alții, aveam 34 de ani totuși, iar mi-a fost coleg un fiu părintelui Galeriu, care a devenit foarte celebru, părintele Galeriu. Am întâlnit acolo întâmplător o veche cunoștință, era profesor acolo, părintele Petru Rezuș, o somitate, cu care am făcut, pe urmă, teologie fundamentală. Astăzi mi se pare obiectul se numește filozofia, filozofia religioasă sau așa ceva. Un om nemaipomenit. La 24 de ani era profesor universitar, după ce și-a dat doctoratul în Anglia. Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuți. Înainte de război, era o ierarhizare a facultăților de teologie. Cea mai bună era considerată cea de la Chișinău, următoarea cea de la Cernăuți și abia a treia era Bucureștiul. Da. Ei, și acest om, care a fost și un foarte bun scriitor, și poet, și prozator, are însă și o carte pe care, dacă o să puteți să o găsiți, este o raritate, intitulată Creangă după creangă. Un fel de pastișare, un fel de ecou al cărții lui Iorga, Bizanț după Bizanț. Și pentru că tot am ajuns la carte și ați, fără să vreți, mi-ați dat un pic așa la plasă, ca să spun, haideți să discutăm acum despre scriitorul, nu despre părintele sau despre fostul inspector la Institutul de Cultură. Cum a simțit? Când ați simțit, de fapt, prima dată că este nevoie să scrieți? Când v-ați dat seama că aceste cărți sunt o prelungire a sufletului dumneavoastră? Ei, lucrul este vechi de tot. Am început să scriu din liceu. Eu am terminat liceul ucrainean, liceul teoretic ucrainean din Siret. Acum se numește Laț cu Vodă sau așa ceva. Și liceul industrial. Atunci era unul dintre liceele ucrainene din România de prestigiu, cu profesori foarte buni, unii retrași din învățământul superior din Cernăuți, cum era profesorul de istorie
Ivan Cârstuc, care mi-a fost și diriginte în ultima clasă de liceu, cum era și profesorul Iațchevici. Amândoi au fost cadre universitare la universitate, la universitatea din Cernăuș, și din cauza războiului s-au retras în Siretul natal, ca să zic așa. Alte date sunt lucruri care o anecdotică interesantă. Nu are rost să ne lungim acum. Deci din liceu am început să scriu și am început să scriu în românește mai întâi și eu am zis, Anelu, ia să semnez eu Ion Ramură, nu Creangă, Ramură. Și trimit la ziarul regional și într-o pauză, liceul din Siret era un liceu internat, cazărmile sunt o splendoare față de ce era de acolo. Strictețea de acolo, da. Și într-o pauză iese una dintre pedagogi, una micuță, Căbul, că o chema, și ea și fratele ei erau pedagogi la liceu. Și iese ea și în pauză strigă, cu un plic în mână. Ramură, cine-i Ramură? Ramură. Noi nu avem, avem noi un elev așa, Ramură, că scria elevul lui cu tare. Ion Ramură. Și eu prima dată am auzit, dar n-am înțeles și n-am realizat imediat. Și pe urmă zic eu, păi pe tine te cheamă Irod, nu Ramură, eu sunt. Și mi-a dat așa, nu cumva cu strângere de inimă. Și mi s-a răspuns că da, în numărul de săptămâna viitoare o să apară poezia, dar puțin schimbată. Schimbată, că eu nici n-am mai recunoscut-o. A schimbat-o total, da. Redactorul. Însă șcapă și proastă. Și ce țin minte, că era ceva, imita cumva, mima un fel de folclor. Mm-hmm. Ceva, jalea unei fete a cărui iubit a plecat la oaste. O prostie. Deci, da, așa a fost să fie așa atunci. Așa am început să scriu. Acum, la final, aș vrea să... Eu vă mulțumesc foarte mult pentru minutele care le-am stat împreună și promit că nu este prima și ultima întâlnire. O să ne mai vedem și cu altă ocazie. Aș vrea acum, pe final, pentru că literatura ucraineană din România este cunoscută într-adevăr, dar nu toată lumea a reușit să citească. Am să vă rog acum să vă uitați înspre cameră și să le transmiteți cititorilor de limbă română, de literatură română, de ce ar trebui să citească literatura ucraineană din România. Literatura ucraineană din România beneficiază de două lucruri importante. Unu, sunt și scriitori bilingvi, cum este Mihai Hafia Traista, cum sunt și eu, cum era și Corneliu Reguș, dar sunt și scriitori care au scris numai în ucraineană, dar care au beneficiat de traduceri românești. Gestul este important din două motive. Într-una din prefețele pe care le-a scris la una dintre cărțile mele poetul Nicolae Dan Fruntelată, zicea că este o contribuție, un adaos la cultura românească, o îmbogățire a culturii românești, tot așa cum creația scriitorilor ucraineni este și o îmbogățire a literaturii, a culturii ucrainene din Ucraina. Au apărut câteva lucrări de certă valoare. Uitasem să subliniez și un lucru important, că cei mai mulți dintre scriitorii ucraineni au fost distinși cu premii ale Uniunii Scriitorilor. Premii importante. Premii importante. Nu este de colo să fii laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor din România sau și a Uniunii Scriitorilor din Ucraina, cum este Mihai Hafia Traista, care este laureat și al Premiului Uniunii din România și din al celei de la Kiev. Literatura ucraineană cuprinde toate genurile literare. Poezie, proză, dramaturgie. Dramaturgia se datorează în mare măsură, mai ales lui Mihai Hafia Traista. Alții, nu mi-aduc aminte să fă scris cineva dramaturgie. Proză însă și poezie au scris foarte mulți.
Mulți dintre scriitorii ucraineni din România au scris și proză și poezie. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult, părinte, pentru tot ceea ce ne-ați povestit, pentru mesajul pe care l-ați transmis cititorilor de literatură română să pună mâna să citească și literatura ucraineană din România și, de ce nu, și din Ucraina, nu numai de aici. Și la final am să permit să vă urez multă sănătate, multă putere de scris și să păstoriți și de acum încolo și cultura ucraineană de aici din România, dar și literatura ucraineană și cultura ucraineană de dincolo. Vă mulțumesc. Îngăduiți-mi să, vă rog, vă rog, să mă revanșez, da, întorcându-vă urarea de an nou și sărbători fericite. Mulțumim. Și un an mai bun decât cel care trece. Să dea, Domnul. Eu vă mulțumesc și mult de tot, mulțumesc, părinte. Și eu vă mulțumesc. Încheiem optimiști. Și apropo de ce spunea părintele Irod mai devreme, apropo de acea lege care nu permite promovarea și sub această formă a literaturii, valorificarea ei, ne auzim imediat după pauza de publicitate, așa că rămâneți alături de noi. Revenim.